Ploile puternice din ultimele zile provoacă și victime colaterale. Un muncitor din județul Bacău și-a pierdut aseară viața strivit de excavatorul pe care lucra. Omul trebuia să curețe un canal de irigații de aluviuni, dar utilajul a alunecat pe nămolul gros. Auziți, trebuie să vină procuror la fața locului. După ce se face cercetare la fața locului, după aia se vor lua măsuri. Chiar dacă bărbatul își dăduse ultima suflare, pompierii ISO nu puteau sta cu mâinile în sân, știind că este blocat sub brațul excavatorului. Omul încercase să sară din cabină când a văzut că utilajul începe să alunece. A reușit să iasă, dar a fost prins sub brațul care cântărește câteva sute de kilograme. O alunecat de pe dâmb. După cum se vede urmele. Colegii muncitorului au chemat imediat o ambulanță, însă medicii nu au mai putut face nimic. Bărbatul murise pe loc, strivit. Mai avea doar câteva minute până să termine programul și să plece acasă. Până la urmă, pompierii l-au scos de sub utilaj. Au avut nevoie de ajutorul unei macarale de mare tonaj pentru a repune excavatorul pe roți.